Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. În ultimul timp ați asistat la discuții interminabile axate pe faptul cum funcționează și, de fapt, în ce măsură activitatea lor sunt legale. Vorbim despre magazinele duty free și despre ceea ce s-a perindat, de fapt, pe parcursul a mai multor ani. Ne referim la acțiunile politice raportate la aceste magazine. Salut prezența în studio a domnului Sergiu Ungureanu, expert economic, și a lui Sergiu Tofiloan, de asemenea expert economic. Domnilor, pentru astăzi vreau să facem o incursiune sub aspect atât istoric cât și legislativ, să vedem de unde apare, de fapt, problema legată de magazinele duty free și să constatăm împreună pentru finalul acestei emisiuni dacă a existat și există în continuare acoperire politică sau ceea ce s-a întâmplat a avut drept scop ridicarea gradului de transparență și, nu știu, a modului în care acționează și activează aceste magazine. Domnule Ungureanu, haideți să vedem ce sunt cu aceste magazine duty free. Zona în care activează ele le permite ca să aibă un alt regim de activitate decât cele de pe teritoriul Republicii Moldova? Vă rog. Da, deci, bună ziua, pentru a intra în detalii și pentru a înțelege chiar foarte bine și legislativ și juridic ce înseamnă aceste magazine și de ce ele funcționează, trebuie să înțelegem gradul de atractivitate al acestui business. Este un business atractiv din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru faptul că în acea zonă, care încă nu este teritoriul fiscal sau național al unei țări, în cazul dat a Republicii Moldova, pentru că magazin duty free mai sunt și în alte țări, ca să nu... Deci, da, în acea zonă este mult mai ușor de activat din punct de vedere economic, pentru că nu există acele taxe și acele impuneri fiscale care te fac să crești prețul sau sunt într-un fel neavantajoase față de alți concurenți. Pe de altă parte, da, nici fluxul de oameni uneori poate să nu fie cel așteptat, pentru ca, spre exemplu, în comparație cu un centru urban sau cu un centru mare comercial dintr-un oraș mare. Dar, oricum, acestea sunt niște avantaje foarte mari. Fiscalitatea este foarte redusă acolo, deci este teritoriul al țării, al Republicii Moldova, dar nu există așa o asemenea fiscalitate mare, deci oferă o serie întreagă de avantaje economice care și de asemenea la plata salariilor, la plata diferitor indemnizații. Se instaurează, să înțeleg, acolo corupția și netransparența. Deci este un lucru foarte puțin transparent. Acolo unde nu există transparență, acolo există numai decât și acest element de corupție și în mod normal această bucată bună și dulce nu putea să rămână fără de atenția anumitor forțe care doreau să o prelucreze în propriul său avantaj. Și în acest sens, iată, uitați-vă că avem aceste schimbări acum recente care fac ca acest business, în loc să iasă într-o lumină mai deschisă, să vedem transparent care sunt business-urile, cine sunt persoanele interesate din spate, cum au ajuns ei acolo, iată că se produce un pic mai multă neclaritate și mai se închide mai mult această zonă. Domnule Tofiloan, toată lumea cunoaște că, de fapt, aceste magazine duty free sunt al lui Ilan Șor și întrebarea este una destul de firească. Cum ajunge acest om politic să dețină o serie de magazine la care, spunea și domnul Ungureanu, nu întotdeauna putem vorbi despre o transparență financiară? Pentru că, până la urmă, există un specific. Da, bun. În genere, magazinele duty free se întâlnesc în majoritatea țărilor. Ele, de regulă, sunt deschise în zonele în punctele de ieșire din țară, fie în aeroporturi. Și, de regulă, majoritatea clienților sunt cetățeni străini. Și, în multe situații, cetățenii străini, când procură bunuri din anumită țară și pleacă înapoi în țara de origine, unele țări permit restituirea taxelor. De exemplu, cumperi un bun din, nu știu, din Statele Unite și vii acasă și în funcție de valoarea lui, dacă e valoare, știu, relativ mare, 500.000 de dolari, poți solicita restituirea taxei. Și bănuiesc eu că n-am studiat geneza de unde au apărut aceste magazine duty free, dar bănuiesc eu că unul din motive ar fi să faciliteze și această relație comercială dintre un stat și cetățenii străini care fac procurări. Și de regulă oamenii procură din magazinul duty free bunuri atunci când pleacă din țară, la ieșire din țară.
Acolo este un regim fiscal special, deci aceste magazine sau bunurile comercializate acolo, ele nu se impozitează, nu se plătesc taxe pe venit, de regulă și accize, da, și prețul lor ar trebui să fie mai ieftin, însă nu tot timpul este. Da, și la noi sunt doi operatori duty free, este Dufermolul, este Lebridge-ul. Mă rog, Dufermolul probabil are un regim de activitate mai facilitat, pentru că proprietarul Ilan Șor este foarte bine pus cu factorii decizionali, cu guvernarea din Republica Moldova. Acum, bun, magazinele astea, din câte cunoaștem, au fost înființate, mă refer la Dufermol Office, au fost înființate de tatăl lui Ilan Șor, de Miron Șor, și mai mulți ani au fost operate de el. Au existat și conflicte între Lebridge și Dufermol, mai ales ținea de operarea magazinului în aeroportul Chișinău. Da. Mă rog, dar din acolo mai este o chestie importantă care trebuie să o menționăm. Deci, în duty free, legea îți permite să aduci bunuri care sunt scutite de impozite. Cum este foarte important ca autoritățile de stat, Inspectoratul Fiscal și Serviciul Vamal, să verifice dacă aceste bunuri importate sau pe hârtie, chipurile importate pentru magazinul duty free, nu cumva ajung să fie vândute în altă parte. Deci, să admitem, tu vinzi o cantitate anumită de bunuri la duty free, dar real importi mai mult. Și pe hârtie răscute, eu am să vând în magazin, dar le vinzi în altă parte. Și te eschivezi de la plata impozitelor. Deci este important să fie verificat marfa care ajunge să fie importată, chipurile în regim de duty free, să fie vândută numai acolo la magazin, nu și în altă parte. Pentru că dacă o să deschidem, de exemplu, raportul curții de conturi privind facilitățile fiscale, o să vedem niște cifre foarte interesante, da, scutiri pentru Dufermol, genul sutelor de milioane de lei. Da. Da? Și aici ridică multe semne de întrebare, totuși, marfa ce este vândută la duty free sau mai trece ceva pe alături? Domnul Ungureanu, pentru că în final are suferit bugetul statului, adică noi. Nu se plătesc impozite. Inițial se discuta că aceste magazine duty free vor putea activa cu facilități fiscale și vamale până în data de 1 iulie 2018. Și iată prevederile despre care menționam un pic mai devreme. Documentându-mă pentru această emisiune, am găsit că vin în condițiile în care în Uniunea Europeană nu există magazine duty free în punctele vamale terestre, ci doar în aeroporturi. La noi, în Republica Moldova, specificul este întotdeauna un pic altfel și iată că există acestea. Și cu toate că de fiecare dată conducerea țării manifestă sau cel puțin verbal un pro-europenism foarte mare, deci spunând că noi suntem cu Europa și mergem, dar în anumite puncte, în anumite condiții, când trebuie să țină de controlul fiscal, de controlul în anumite sfere importante, precum cea juridică, cea a învățământului economiei, deci nu se produc asemenea schimbări. Și duty free-urile nu sunt o excepție. În cazul dat, ele activează și în punctele de frontieră, în punctele de trecere, atunci când practic cetățeanul, deci sau bunul, marfa, a părăsit teritoriul țării, dar încă nu a intrat în altă țară. Și atât în zona aceasta lor le este foarte comod să lucreze, pentru că sunt scutiți de acele taxe vamale, sunt scutiți de foarte multe accize, pentru că foarte multe mărfuri trebuie să înțelegem că au accize. Și o să ajungem poate și la capitolul cu mărfurile petroliere, care sunt aceste accize. Da. Deci scutindu-se de aceste taxe, ar trebui să fie un pic mai joase. Bine, la unele produse se observă o ușoară scădere a prețului, nu chiar mare, dar unele produse sunt chiar la fel de scumpe sau chiar mai scumpe. Deci, având în vedere și ceea ce a spus colegul, că sunt foarte mulți străini, sunt foarte mulți turiști care vin, ei de-abia intră în Moldova, prin aeroport sau prin punctele vamale terestre și vrând să ia ceva, niște produse care li s-ar părea mai ieftine, le cumpără de acolo sau la plecare din Moldova. Ceea ce este iarăși incorrect față de alte magazine care vând pe teritoriul Republicii Moldova, plătind toate taxele, plătind toate accizele și sunt puși într-o lumină mai dezavantajoasă față de și aici, iarăși trebuie să venim cu acele mecanisme și sisteme de control, ca să vedem acele scutiri care vin pentru magazinele acestea duty free, acele scutiri de taxe, de impozite, până la urmă unde ajung? Nu vine oare marfa care se duce undeva în altă parte? Sau cât de mare este, cât de echitabilă este această scutire și dacă nu putem face un pic o anumită limită? Deci până la o anumită limită se permite și mai mult nu. Deci nu să fie sute de mii sau sute de milioane, că s-ar putea să ajungi și la asemenea cifre. Da, ne asigură cineva că iată aceste produse care ajung în duty free nu sunt, nu știu, procurate, comercializate de cei din zonă, mă refer de pe ambele frontiere.
În mod sigur există o, hai așa spune, o scurgere de asemenea mărfuri și oamenii care locuiesc în zonă încearcă să profite. Și vă spun, chiar și acei angajați ai vamelor, ai punctelor de trecere a frontierii, sunt primii cei care încearcă să profite și sunt primii cei care încearcă să cumpere, să ia anumite pachete cu produse, știind sigur că colegii nu-i vor verifica. Și asta este ca un fel de regim de rotație, ei între ei se duc acolo și iau, fiind angajat al acelui punct vamal, cam la toate punctele vedem asemenea lucruri și nu doar cu produsele gen alcool, dar chiar și cu țigările. Deci lucrurile acestea se petrec. Deci trebuie să vedem aici cum verificăm, unde se duc aceste. Poate introducem sisteme în care fiecare cu pașaportul își ia și se înregistrează foarte exact ce a luat și cum a luat. Deci s-ar putea și acest lucru. S-ar putea alte mecanisme de control fiscal. Dar în mod sigur trebuie să niște mecanisme, pentru că faptul că deja există conflict între două companii mari, precum Dufremont și Le Bridge, pentru aceste locuri indică foarte clar că sunt niște locuri care aduc profit. Cum aduc acest profit și de ce acest profit se duce pe lângă bugetul țării, trebuie să vedem. Domnul Tofilat, nu zadar la începutul acestei emisiuni încercam să trecem în revistă, de fapt, și aspectul ăsta politic. Ori nu zadar zic lucrul acesta, pentru că dacă ne aducem aminte de evenimentele ce s-au desfășurat în Republica Moldova și despre reținerea ex-premierului Filat, este tocmai în urma unui autodenunț, așa e partea oficială a acestei probleme, în care spunea că ar fi dat 250 de milioane de dolari lui Vladimir Filat pentru a-i proteja afacerea, pentru a nu-i pune bețe în roate. Atunci cum rămâne cu activitatea acestor magazine și cu activitatea politică? Bun, asta e. Noi venim la geneza problemei, da, pentru că probabil vom discuta și situația cum a ajuns Parlamentul să voteze acum scutiri de impozite și taxe pentru posibile benzinării în duty free. Da. Și da, noi am văzut cu toții când Procurorul General a venit în Parlament în 2015, în octombrie, și a cerut ridicarea imunităților. Da, sunt 3 ani, iată. Da, acolo s-a vehiculat o mită de 250 de milioane de dolari și pentru mine e foarte curios de ce în judecată s-au demonstrat doar 35 de milioane, nu e diferența. Asta e o întrebare care rămâne deocamdată fără răspuns. Nu? Asta arată cum autoritățile caută miliardul și se străduie să arăte foarte bine la presc, iată. 250 de milioane, dar în realitate vedem altă sumă. Da, acolo în autodenunț se menționează și dacă ne uităm prin presă, o să găsim că încă în 2011 compania Dufremol a solicitat să fie permisiune de a deschide benzinării în regim duty free. Adică toți carburanții care sunt comercializați la așa tip de benzinării să fie scutiți de taxe și de accize. Atunci autoritățile de stat au refuzat compania Dufremol, da, a fost și o conferință de presă făcută de fostul șef a VM-ilor Viorel Mielni, care spunea că iată cât de urât se poartă statul cu investitorii. Și nu știu cum acum vara asta vedem că s-a revenit parlamentul, acest, majoritatea parlamentară, da, a revenit la întrebare și a votat bine, mersi, foarte operativ și-a acordat dreptul de a fie scutiți carburanții care să fie vânduți în benzinăriile duty free. Da. Și aici sunt o serie de semne de întrebare pe care da, discutăm da, parcurs. Spuneți-mi, vă rog, iată economia de piață. Lucrul ăsta ne-ar spune și un copil, nu știu, de clasa 5-a. Presupune concurență. Există la acest capitol o concurență? Bineînțeles că în cazul dat noi avem o situație, că benzinăriile sau operatorii petroliști existenți se află în dezavantaj, pentru că ei trebuie să plătească aceste taxe. Cer de egalitate ar trebui să fie. Vorbim de vreo 5 lei la litru de motorină, de vreo 7 lei la litru de benzină. Dar cineva frumușel, care stă bine cu puterea, primește scutiri de aceste taxe. Da? Și el poate vinde carburanții mult mai ieftin. Și dacă ne consultăm cu operatorii din sectorul petrolier sau cu agenția de reglementare în energetică, o să aflăm că vreo 15-20% din toți carburanții care se vând în Moldova, ei se vând în benzinările situate lângă vamă. Da? Deci noi vorbim de sume destul de importante. Și pe lângă asta, faptul că acești viitori operatori, aceste benzinării duty free, nu vor plăti impozite, asta înseamnă că este afectat și bugetul Republicii Moldova.
Da? Noi avem un buget deficitar, peste 1 miliard de lei. Ne plângem că, iată, n-avem bani să creștem pensiile și salariile, cu toate putem că domnul Plahotniuc a zis. Asta ți-a făcut o declarație. Da, o să creștem salariile, că în ajun de alegeri parlamentare, tot timpul trebuie să vină cu noutăți pozitive. Da. Dar de aici oferim scutiri, iată, nu-i clar pentru ce. Domnul Ungureanu, spuneți-mi, vă rog, iată, dacă să aruncăm o privire asupra activității acestui om politic, Ilan Șor, el a încercat, de fapt, să-și extindă afacerea cu aceste magazine, spre exemplu, în Kârgâzstan, dacă nu mă înșel în memoria, în Federația Rusă, însă, în cele din urmă, în Federația Rusă, citez, a fost declarată persoană ce reprezintă pericol pentru securitatea națională. Ceva înseamnă că a existat și la mijlocul acestei activități. Vreau să ajungem, iată, ceea ce pomenea un pic mai devreme domnul Tofilat. Colac peste pupăză, în 16 iulie 2018, deputatul neafiliat Vladimir Cernat propunea, de fapt, o serie de amendamente la un pachet de legi și de aici se creează o serie de neclarități. Haideți să deslușim, de fapt, aceste neclarități și să explicăm telespectatorilor ce s-a întâmplat atunci în iulie 2018. Deci, pentru ca să înțelegem și da, de la ce s-a pornit, acest business cu duty free-ul este foarte convenabil și în această cauză omul politic Ilan Șor a încercat să se extindă și în Federația Rusă și în Kârgâzstan și în alte țări, dar având această reputație destul de proastă pe care a căpătat-o în urma furtului acesta al miliardului sau cum putem spune și el, autodenunțului care crezând că îl va scăpa, dar iată lucrurile nu sunt chiar așa și nu peste tot este doar justiția moldovenească, în multe țări se uită cam așa, de la distanță, de la asemenea noi scheme ale dumnealui. Și din această cauză a mers cam rău. Încercând un alt, văzând când poate să se extindă teritorial pe aceste locuri, a încercat să se extindă prin creșterea de diferite produse. Deci dacă nu putem crește în suprafață, creștem în varietatea de produse. Și iată aici a venit această propunere despre care ziceți ca să întâmplător pe neștiu de nimeni a venit și propunerea camuflată. Pentru că la început nici nu se vorbea, nici nu se în proiectul legislativ, nici nu era nicio discuție despre faptul că vor fi chiar în comisie când a fost discutat. Și nici în comisie, da. Deci dacă și asta este foarte bine relatat și în presă, că a apărut abia apoi lucrurile astea, de unde sau când, la ce etapă. Aici deja scoate la iveală anumite disfuncționalități ale Parlamentului. Păi cum este posibil ca un anumit amendament legislativ sau anumite lucruri care le votează întreg Parlamentul ca apoi să fie modificate după sau au fost modificate până la comisie? Deci trebuie să facă o cercetare și îmi pare rău că nu există la noi un precedent ca să fie anumite persoane și trase la răspundere pentru asemenea lucruri, pentru că au mai fost lucruri din cazuri astea și mai înainte când au trecut anumite propuneri legislative, când până la urmă se spunea că uite, dar s-a votat una, dar s-a escalit cu totul alta. Deci asta ar trebui să ne îngrijoreze. Chiar nu știm toate etapele la care au trecut și unde s-a produs această schimbare, dar s-a produs anume până la a fi ajuns deja în lectură finală. Domnul Tofila, de ce accentuez eu această dimensiune politică? Pentru chiar și ex-colegii de partid a domnului Cernat, care a venit pe listele Partidului Liberal în Parlament, spuneau că dânsul în 4 ani de zile cât s-a aflat în acel fotoliu de deputat nu a depus nicio inițiativă legislativă, nu a fost activ. Atunci când dânsul se declară peste noapte independent sau neafiliat politic, tocmai vine cu aceste inițiative care, spunea și domnul Ungureanu, se ascund sub un paravan. Lucruri destul de interesante. Știți, da, aici sunt cel puțin 2 momente care ne trezesc suspiciuni. Deci primul, cred că am avut ocazia fericită fiind în deplasare în Italia, noi am avut un proiect cu organizația noastră, Watchdog MD, de vizite în diasporă, vara asta în august. Și conaționalele noștri din Italia ne-au spus că, iată, Ilan Șor organizează concerte în Italia. Și unul din persoanele care îi ajută să facă concerte este o rudă a acestui deputat Cernat. Da, și aici vedem că apare proiectul cu... pur... Da, asta e pur coincidență. Da. Da, Moldova la noi coincidențe desea la foarte tot pasul, minte, mai ales dacă e legat de interese financiare pentru guvernare sau cei care stau bine cu dânșini. Da, deci este clar că
Lucrul ăsta se face în interesul companiei de frimol a lui Landshore. Asta e clar. Acum mai este chestia că, bun, pur tehnic lucrul ăsta s-a întâmplat, deci acest deputat a venit cu un amendament la un proiect de lege propus de guvern. Deputatul a zis, haide să includem, iată, și scutim benzinăriile duty free de plata taxelor. Deci asta e inițiativa, cel puțin formală, e semnată de dânsul. Da. Faptul că el nu a avut până acum careva inițiative legislative, ridică semne de întrebare, dar de ce primul el a fost autorul sau totuși mai sunt careva persoane care l-au sfătuit așa în ghilimele. Un deputat spunea, i s-a dat pe sub masă. Citat da, încheiat. Exact. Și în afară de asta, când se votează asemenea proiecte de lege din modificarea codului fiscal care afectează veniturile sau cheltuielile bugetului, trebuie să fie neapărat o analiză și trebuie să fie avizul guvernului. Da? Pentru că în final guvernul trebuie să răspundă. Este bugetul, s-au aprobat cheltuielile, s-au aprobat veniturile, dacă se modifică, noi trebuie să vedem dacă intrăm cap în cap și dacă avem din ce acoperi aceste cheltuieli în plus. Sau dacă veniturile scad, ce facem? Avizul guvernului a fost negativ. Și fără a atrage atenție la acest aspect, majoritatea parlamentară a votat proiectul fără să-și pună întrebări. Ok, dar care o să fie impactul asupra bugetului? Să admitem că se construiesc aceste benzinării, o să înceapă să vândă combustibil, cam estimativ cât combustibil se va vinde acolo. Cu cât vor scădea încasările din taxe, din TVA și din accize, și să înțelegem care gaură se formează în buget. Lucrul ăsta nici nu a fost discutat. Da? Deci asta încă o dată ne dă de bănuit că acolo sunt interese mult mai serioase în spatele acestei inițiative. Și în afară de asta, din accizele pe care noi le plătim la fiecare litru de benzină, motorină, se formează fondul rutier în care se repară drumurile prima la mână. Respectiv, noi o să avem mai puțin bani să reparăm drumurile noastre naționale. Ce facem noi cu fondul rutier? Pentru că noi avem niște angajamente, da, avem contracte, credite luate de la BERD, BI, de la organizații să reparăm drumurile și noi avem niște angajamente. Să menținem un anumit nivel la fondul rutier. Mai departe, dacă aceste benzinării vor comercializa carburanți la prețuri mult mai redusă, noi vorbim de, repet, o marjă de vreo 5 lei la litru de motorină și vreo 7 lei la benzină. Închipuiți-vă ce rânduri o să fie acolo și închipuiți-vă câte camioane de mare tonaj vor trece anume prin aceste benzinării, pe acele drumuri care să facă plinul. Exact. Și care va fi impactul asupra infrastructurii rutiere? Noi acolo peste un an n-o să avem drum. Și n-o să avem bani să-l reparăm. Și despre acest lucru nici măcar nu s-a discutat în Parlament, o analiză de impact. Da? Nu mai vorbesc de consultări publice. Să întrebe Parlamentul, oameni buni, stimați cetățeni, iată, noi vrem să reducem veniturile la buget și să-i dăm voie lui domnul Șor sau cine acolo în spatele lui să câștige niște bani și să nu plătească taxă. Sunteți care de acord este sau nu, scopul da? Acestei inițiative? Da, cel puțin formal trebuiau să treacă aceste etape de discuție publică ca lumea să cunoască. Nu să ajungă aceste modificări, amendamente deja făcute gata. Și aici mai este un aspect care trebuie foarte bine să-l înțelegem. Se reanimează un tip de business care parcă a dispărut în anii 90, când oamenii se duceau cu geanta sau cu bacul, cu carburant ca să-și ia rezervorul plin sau își puneau două, trei rezervoare. Lucrurile astea numai decât se vor dezvolta și toți cei care vor avea de călătorit. Dacă noi acum ziceam de cifre de 15-20% a cele benzinării care sunt pe lângă trei punctele de trecere a frontierii, acum aceste cifre se vor ridica pentru că toți cei care locuiesc în preajma acelor zone, când vor avea nevoie de carburanți, mai ales mai mulți, se vor folosi de anumite cele benzinării și toți cei care se duc din Moldova, toți cei care vin în Moldova știind că este mai jos. Pentru că trebuie să înțelegem foarte bine că dacă astăzi prețul la motorină este circa 16-17 lei, acolo în acele zone duty free va fi de 10-11 lei. La benzină la fel, va fi cu 5-6 lei mai mic. Deci toate lucrurile astea în conglomerat vor da aceea că se vor reanima anumite rețele de așa numiți businessmani locali care vor încerca să facă business pe acest făgaș. Iarăși, în legătură cu anumite persoane și funcționari responsabili de la VAMA, de la punctele de trecere a frontierii, toți vor fi implicați în lucrurile astea. Eu nu știu de ce se dă această bucată de carne pentru ei, pentru că asta va crea anume aceste rețele și va dezvolta acest business care va duce la deteriorarea drumurilor, va duce la scăderea bugetului nostru național. Da, și în afară de asta, un lucru important.
trebuie să ne punem întrebarea, dar ce mesaj transmite guvernarea mediului de afaceri? Adică, adoptând asemenea inițiative, că hai să dăm scutiri, iată, unui cetățean care e mai aproape cu noi, înseamnă mesajul care este transmis business-ului, că iată, cei care sunt alături sunt de partid, fideli, nouă? Da, sunt fideli, noi o să le dăm scutiri, dar voi restul o să plătiți toate impozitele. Păi, noi ce fel de mediu de afaceri dezvoltăm în Republica Moldova? Pe clientelism, pe cumătrism, ești de-a nostru, primești scutiri, nu ești de-a nostru, nu primești scutiri. Cum noi să avem investiții străine în Moldova? Cum noi să asigurăm o creștere economică și o dezvoltare? Cel om care are niște bani și vrea să investească în business, el ce trebuie să facă? Să ducă întâi să iei certificat că eu sunt de-a vostru? Așa se primește. Domnul Tofila, dar ce urmează să se întâmple, iată, în situația creată? Pentru că președinția a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care se solicita ca să spună dacă aceste magazine dute fric corespund sau nu Constituției. Așteptăm. Cred că în mijlocul lunii noiembrie vom avea și un răspuns al Curții Constituționale. Sunt două posibilități cum să reparăm noi această greșeală, să spunem așa. Bun, nu noi, dar autorii sau... Exact. Deci prima este prin adoptarea unei alte legi care să anuleze prevederile deja votate, da? Deci calea pe care a mers președinția să inițieze un proiect de act legislativ. Și a doua, ținând cont de avizul negativ a guvernului, eu cred că ar trebui să fie examinat cadrul constituțional, poate Curtea Constituțională are posibilitatea să anuleze aceste prevederi. Deci sunt două căi care trebuie analizate. Domnul Ungureanu, haideți să ne spuneți în cele ce urmează. De fapt, o chestie foarte simplă, chiar foarte mult am calculat faptul să acord această întrebare sau nu. Haideți să explicăm, nu știu, pentru cei care ne vizionează la această oră, cum eu, Vlad Madan, cetățean, pot deveni proprietarul unui magazin de semnătură? De natură de duty-free. Da, duty-free, da. Pentru că domnul Tofilan foarte bine a spus că este pus pe picior de inegalitate agentul economic, business-ul, pe ansamblu și așa mai departe. Nu, zadar am întrebat legile concurenței, ce zic. Aici sunt atinse mai multe legi, da. Un conglomerat de legi, inclusiv cele ale concurenței, inclusiv și cele ale fiscalității, pentru că Republica Moldova, pe de o parte, parcă spune că toți agenții economici trebuie să plătească la fel impozite, la fel trebuie să plătească aceleași taxe, deci sunt puși în condiții de egalitate, iar un anumit făgaș de business este pus la într-o lumină mai bună. Deci ca să se intre în acest tip de business, în primul rând sunt foarte multe impedimente de natură administrativă, de natură legală, deci este mai mult nevoie de acele legături neformale, de acele legături cu puterea, care își permit asemenea manipulări. Pentru că dacă să luăm aceste, că în Republica Moldova fiind doar aceste două companii, Dufry Mall și Le Bridge, observăm că ambele sunt companii destul de bogate, cu o putere economică mare, deci această putere economică le permite să intre într-o asemenea afacere. O persoană simplă, chiar și fiind în acea zonă, în apropiere de frontieră, chiar și având, spunem, produse care ar putea să le fie... Concureze. Da, să le vândă, care ar putea să fie obiectul acelui comerț, nu are nici de cum, nici din punct de vedere administrativ, nici din punct de vedere legal sau juridic, să intre în acea zonă, să deschidă vreo afacere, în primul rând din punct de vedere al impedimentelor fizice care sunt create cu trecerea vamală, pentru că aici trebuie să fie un regim special pentru acei persoane, pentru acei colaboratori care intră, pentru acele bunuri care le vin cu ei sau le scot cu ei, cât de bine sunt controlate acele vehicule. La noi în Republica Moldova încă nu sunt foarte bine puse la punct toate aceste acte sublegislative. S-au dat doar niște permisiuni generale, cu ce se permite, dar nu există niște procedee și niște proceduri foarte concrete, cum intre și cum iese cei care deservesc aceste magazine, pentru că cele mai multe ori există și raportări neformale din partea anumitor angajați care au lucrat la punctele vamale, că anume prin aceste scheme, anume prin aceste lacune de procedură, se fac cele mai multe delapidări în sistemul acesta, deci se scot anumite marfe, se introduc anumite mărfuri care sunt iarăși scutite de TVA și de taxe. Deci prin asemenea proceduri, lipsă de procedură, dacă aceste lucruri vor fi foarte bine puse la punct, atunci
societatea va cunoaște exact care sunt sumele care, care trec prin aceste duty free-uri. Și dacă ele mai sunt nevoie să se, să se faciliteze acest business sau poate ar fi bine să punem și alte condiții. Și atunci când vor fi alte condiții, cred că nu vor mai fi atât de atractive și nu vor prezenta un avantaj atât de mare. Dar la moment cât este un avantaj sporit față de ceilalți, față de concurenți, el numai decât va fi un, și un magnet foarte mare de atragere al diferitor scheme de a înșela, scheme de a reduce un pic veniturile fiscale pentru a avea mai mult venit. Și el clar că nu este loial și nu este normal față de ceilalți concurenți. Domnule Tofilat, un lucru este cert. Noi pierdem. Când zic noi, mă refer la cetățenii Republicii Moldova. Însă vreau să vă pronunțați pe marginea unui aspect. Iată, benzinăriile duty free, pe lângă aceste pierderi din buget pe care urmează să le suportăm, noi am putea, sau nouă, ni s-ar putea arăta și din deget. Din deget, când zic lucrul ăsta, mă refer la vecinii noștri, pentru că noi avem o foaie de parcurs, Republica Moldova UE, respectiv sunt anumite angajamente pe care ni le-am preluat. În contextul în care spunea domnul Ungureanu că și de pe o parte și de cealaltă se vor crea tot felul de scheme, tot felul de intenții de a ocoli legea, partea română se poate arăta destul de deranjată. Eu cred că pe noi puțin trebuie să ne preocupe care este poziția părții române. Pentru mine, de exemplu, în contextul acestei minunate inițiative, cu ghilimele de rigoare, mă interesa care e impactul asupra bugetului și cum noi, cetățenii simpli, vom, și mai ales șoferii, vom avea de suferit ca rezultat. Deci, am făcut niște estimări reșind din cantitatea de benzină și motorină care se comercializează anual în Moldova și din ratele de acciz la litru de benzină și motorină. Deci noi pentru 2017 din accize am acumulat aproximativ 1,8 miliarde lei. Din TVA, venituri din TVA, deci am luat ratele de referință care le-a informația publicată de Andreea vara asta când se discuta subiectul cu reglementarea prețurilor. Deci 3,18 lei la benzină și 2,83 lei la motorină, TVA. Deci, raportat la cantitatea vândută, sunt încă 2,6 miliarde lei. Plus 1,8 se primește 4,4 miliarde lei, iată, venituri la buget, formă de taxă, de TVA și accize. Dacă noi reieșim din faptul că 15-20% din carburanți, bun, asta e comercializarea cu amănuntul, se vând în benzinăriile de la vamă, și toate aceste, evident că toți automobiliștii vor vrea să se alimenteze acolo, că e mai ieftin. Bun, aici mai este și comerțul angro. Hai să admitem că 10% din carburanți se vor vinde în regim scutit de impozite. Impactul asupra bugetului va fi de minus 440 de milioane de lei. Deci peste 400 de milioane de lei noi pierdem anual. Totodată, dacă ne uităm la accize și cum au evoluat accizele în ultimii 10 ani, ei au crescut de 4 ori. A, deci la benzină, de exemplu, accizul s-a mărit de la 91 de bani la litru până la 3,76 lei. La motorină, de la 42 de bănuți la 1,76 lei. Cresc pentru că noi trebuie să acumulăm resurse la fondul rutier, să întreținem drumurile. Și acum, dacă iată, câteva benzinării nu o să plătească impozite și o parte din carburanți nu o să-i putem taxa ca să acumulăm venituri, înseamnă că această creștere a accizului trebuie să o punem pe ceilalți operatori care plătesc impozite. Cu alte cuvinte, ceilalți benzinării vor trebui să suporte, să compenseze această scutire, această facilitate fiscală pe care o dăm unui antreprenor. Deci noi cu toții va trebui să plătim carburanți mai scumpi aici în interiorul țării. Sau să mergem cu toții să ne alimentăm la vamă. Domnul Ungureanu, de ce nu avem o reacție a Ministerului Finanțelor, a, nu știu, a ONG-urilor care se iau o poziție tranșantă raportat la chiar cifrele pe care ne le-a dat domnul Tofilat, trebuie să ne pună pe gânduri? În acest sens trebuie să înțelegem care este situația per general în Republica Moldova. Deja cu proiecte legislative care au un impact și un interes deosebit din partea anumitor cercuri politice, înțelegem că având acest interes sporit, nimeni din ministerie sau nu, mecanismul acesta nu se autodeclanșează. Deci nici procuratura nu s-a autosesizat, nici CNA-ul, deci nici ministerele. A avut un aviz negativ din partea guvernului, dar cu atât. Nimeni nu a mers din partea guvernului până la capăt să
protesteze, să oprească, să dea iarăși note negative, să scrie în anumite comisii, că iată avem lucrul ăsta. Deci formal au făcut o anumită mișcare prin care au dat acest aviz negativ și atât. Deci, dar mai departe, Ministerul Finanțelor, care este direct vizat, trebuia să stea zi și noapte lângă Parlament și să dea aceste cifre, să arate de unde se provin, care sunt problemele care urmează asupra pentru noi toți. Deci mai departe, ca societatea civilă să reacționeze la această situație, iarăși avem următorul context, că niciodată până acum guvernul sau guvernarea nu a ținut cont de părerea societății civile în chestiuni foarte mari. Spre exemplu, cu acele 2-3% care prevedea importul capitalului furat sau cu alte întrebări care societatea civilă a avut un glas de spus, dar nimeni nu s-a autosesizat, nimeni nu a avut nicio reacție mai departe. Deci doar atât s-a terminat. Deși nici nu avem foarte multe forțe în acest sens ca să putem să schimbăm careva situații. Au existat unele voci, au existat articole de presă, au existat unele studii din partea instituțiilor specializate, dar atât. Pentru că nu există, nimeni nici nu a dezvoltat această forță a societății, a societății civile care să reacționeze la asemenea lucruri. Cu toate că, conform angajamentelor noastre pe calea europeană, guvernarea și-a luat aceste asumări ca să dezvolte această societate, să dea instrumente în mâna societății civile, în mâna anumitor ONG-uri care să poată să vină activ cu anumite sugestii și cu anumite propuneri în acest sens, în toate sensurile legislative pentru a ajuta guvernarea. Iată că guvernarea a hotărât că nu are nevoie ca cineva să-i spună ce să facă și în acest sens, iată, avem ceea ce avem astăzi. Iată, la acest capitol, guvernarea și-a asumat o serie de angajamente prin care UE cerea eliminarea facilităților și practicilor duty-free, care era un obiectiv pe termen mediu asumat de guvernul. Inclusiv de și aceasta, dar iarăși nu există mecanisme de control. Foarte multe sunt aceste asumări care Guvernul Republicii Moldova și le-a iscălit odată cu acordul de asociere. Inclusiv la capitolul juridic, la capitolul economic și la eliminarea foarte multor diferențe sau bariere care creează aceste posibilități de fraudare. Dar nefiind mecanismele acestea de control care să impună guvernul sau să verifice dacă a îndeplinit sau nu, unica verificare pe care o face și o face însăși guvernul venind cu rapoarte care sunt scrise foarte bine și foarte frumos, le pune pe masă nouă ca societate, le spune la principalele canale de televiziune, le spune de pe tribunile înalte ale forurilor internaționale, cum că totul este bine, țara merge spre bine și așa mai departe, totul îndeplinim la 90%, chiar domnul Pavel Filip a expus, sau domnul Candu a expus că deja practic 90% s-au găsit din bani, noi deja știm tot unde este și când venit înapoi a început să fie întrebat de jurnaliști, păi nu, că nu drept l-au înțeles, nu drept a fost interpretarea. Păi iată asemenea mecanisme, dacă sunt posibile și guvernarea se folosește de ele, înseamnă că noi nu avem aceste mecanisme de control. Și aici trebuie să lucrăm, pentru că ce folos de o lege prin care cineva se asumă foarte multe lucruri că trebuie să le facă sau trebuie să le schimbe, dacă nu există nimeni care să urmărească această lege să fie îndeplinită și vom mai avea iarăși mai departe asemenea situații în care și cu duty-free-urile și cu scutirile fiscale și cu foarte multe alte lucruri prin care vom avea de pierdut și ca buget și ca economie și ca țară întreagă, dacă nu ne autosesizăm noi și nu ieșim cu toții să vedem unde sunt acești bani până la urmă care se fură. Domnul Tofilat, vă rog. Dacă permiteți, vreau să completez un pic. Da. Deci dacă urmărim retorica Partidului Democrat de ultima perioadă, câteva luni, iată, europenii sunt răi, ei cer să ne facem tema pe acasă și dacă nu am făcut-o, ne taie finanțarea. Da? Deci, foarte clar, da, oficialii europeni spun că ok, noi suntem gata să vă acordăm suport, inclusiv și financiar, dar să vedem că voi aprobați lei și le implementați ca oamenii să trăiască mai bine, ca să lucreze justiție, ca să funcționeze instituțiile statului și opinia cetățeanului să conteze. Deci la noi, din păcate, opinia cetățeanului nu contează și politicienii nu duc cont de ceea ce doresc cu adevărat cetățenii. Da? Pentru că, în mod normal, în țările cu democrație dezvoltată, unde cetățeanul decide, păi, politicienii foarte bine se gândesc înainte să vină cu inițiative de acest gen. Pentru că ei știu foarte clar că cetățeanul o să-i taxeze și nimeni nu o să te mai voteze niciodată în viață. La noi, din păcate, guvernarea actuală, deținând controlul asupra instituțiilor de stat și mai ales asupra Parlamentului, a modificat regulile de joc.
Și votul nostru o să conteze într-o proporție mult mai mică. Deci ei vor să țină cu dinții de guvernare. Acum, în situația asta, în condițiile țării noastre, ce putem noi face? Da, eliminarea facilităților era o soluție? Deci, noi, noi încercăm să înțelegem, ok, iată, eu văd că este problemă, da? Ce pot eu face ca să influențez, să rezolv această problemă? Deci societatea civilă poate să vină cu o expertiză să lămurească oamenilor, iată ce se întâmplă. Dacă guvernarea nu aude, înseamnă că noi trebuie să ieșim la protest, să ne cerem în stradă drepturile. Din păcate, formula actuală de protest, duminica, când instituțiile de stat sunt goale, ea nu merge. Ea nu dă reacție. Înseamnă că trebuie să schimbăm un pic tactica de protest, ca să-i constrângem, să-i forțăm pe guvernanță, să asculte de voința noastră, să lucreze în interesul nostru. Pentru că, în final, guvernanții sunt angajații noștri. Noi le-am dat încredere, noi le-am dat susținere, votul, deci i-am angajat să ne rezolve problemele noastre. Nu se pot isprăvi, la revedere, v-ați dus. Și acum, eu bănuiesc că o să urmez o reacție de la operatorii petrolieri. Ați anticipat întrebarea mea, chiar vă rog. Exact. Eu presupun că o să fie reacții, probabil mai clarifică acolo, nu știu, mai analizează care ar fi strategia de apărare, presupun eu. Și sunt, într-adevăr, instituțiile europene care ar putea să intervină, cel puțin să trimită niște sugestii, niște solicitări de informații și niște trimiteri la acordul de asociere. Oameni buni, stați un pic. Noi am semnat, ne-am luat niște angajamente, dar voi nu știu cum, nu le respectați, chiar le încălcați. Hai să vedem ce facem. Dacă nu aveți nevoie de Uniunea Europeană, ok, spuneți. Numai că nu uitați că rudele voastre, copiii voștri, învață acolo, trăiesc acolo. Da. S-ar putea să apară întrebări. Ce urmează pe final de emisiune? Urmează acum o reacție din partea societății și reacție din partea celor care sunt direct vizați. Și aici mă refer la companiile petroliere, celelalte care rămân în afară de acele care vor avea de câștigat. Dar știți, omul simplu probabil se întreabă, iată în contextul ceea ce discutam noi astăzi, va fi nevoie să acoperim cu mijloace financiare din alte surse, asta va însemna că petrolul se va scumpi, asta se va genera o serie, nu știu, de probleme, scumpire energiei electrice, nu știu ce, o serie de probleme în lanț, e așa? Vor fi unele, haideți așa să spunem, oamenii din preajma zonelor de frontieră vor simți un pic avantajați, pentru că vor avea un combustibil un pic mai ieftin, cei care spun că uitați-vă, am foarte multe deplasări, am hectare de arat și așa mai departe, eu îmi convine, dar trebuie să înțelegem acest lucru, trăim într-o societate. Într-o societate în care dacă de undeva se ia și se fură, chiar și dacă cu avantajul la unui grup mic de oameni sau un grup bine relativ mic de oameni, asta înseamnă că întreaga societate va avea de pierdut mult mai mult. Și acele prețuri mici nu vor aduce decât la scăderi în impozite, scăderi în buget. Deci până la urmă nu se va ajunge la drum și toți cei care cumpără acel carburant ieftin vor merge pe niște drumuri atât de proaste că detaliile sunt mai scumpe decât benzina și motorina. Și asta o știm cu toții, cei care au mașini și cei care merg pe drumuri. Deci noi trebuie să înțelegem că acum urmează ca Curtea Constituțional se pronunțe asupra acestui lucru, urmează ca Parlamentul să ia act și urmează ca Guvernul și să dezvolte mecanisme care, dacă au pus un aviz negativ, să vadă ce se întâmplă mai departe cu acesta. Și inclusiv să vedem ce spun și instituțiile europene, cu toate că, cum a spus și colegul, nu este prima dată când Partidul de Guvernare ignoră ceea ce se recomandă din partea Uniunii Europene. Domnul Tofilat, pe final de emisiune, vreau să vă întreb, dincolo de interesele astea politice, de clan, nici nu știu cum să le numesc, există vreo justificare din punct de vedere economic a acestei inițiative? Bun, inițiativa... Eu am încercat să văd preavizul acestui proiect, explicația, nu am găsit-o pe net și cineva din deputați chiar spunea că ea și lipsește cu desăvârșire. Bun, logica acestui proiect de lege în ce constă? Majoritatea parlamentară a decis, haideți să-i dăm scutiri la plata impozitelor, iată, la un grup de, la un șir de benzinării, la un antreprenor. Ok, în cazul dat, această majoritate parlamentară, această guvernare trebuie să ne lămurească, dar ce mari, nu știu, ce beneficii a adus acest antreprenor Republicii Moldova și nouă cetățenilor, că noi lui trebuie să-i dăm scutiri fiscale. Dar de ce numai lui, de ce nu și la ceilalți? Dar din ce o să compensăm noi aceste scutiri? Dar ce o să avem noi de câștigat din asta? Care e impactul pozitiv? Deci, fără o analiză, am anunțit argumentată
a impactului și fără o comunicare decentă cu cetățenii să ne lămurească. Poate că acolo au fost intenții bune, dar ok, lămuriți-ne ce voi vreți să faceți, care e obiectivul și de ce asta este bine. Deci lucrul ăsta, dacă nu s-a făcut, evident că sunt intenții meschine, corupte, care ne dezavantajează pe noi. Și nu o să mă mire dacă la anul să crească accizele încă mai tare. Și în cazul dat, noi cetățenii simpli, tot ce trebuie să știm, să nu mai votăm această guvernare. Iată, asta e mesajul. Da, domnul Ungureanu, explicația este foarte relevantă pe care ne-a oferit-o domnul Tofilat, dar în același context vreau să vă întreb. Șor, activitatea dânsului politică de acum, pentru că în practic în toate ieșirile dânsul zice că acum este în calitate de primar și nu de agent economic și toate întrebările ce țin de finanțe există responsabil, ar trebui oarecum să fie clarificat, pentru că insist asupra notei pe care o specificam în cadrul acestei emisiuni, 250 de milioane, o sumă colosală, o sumă în care s-ar putea acoperi, cred că, pensiile bunicilor noștri și altor sfere care necesită o soluționare urgentă. Dar, până la urmă, Șor și o activitate politică care dă de bănuit este condamnat la 7 ani privațiune de libertate de către instanța de fond, așteptăm Curtea de Apel Cahul să se pronunțe și cu aceste aspecte vreau să ne spuneți, din activitatea dânsului, considerați că au beneficiat mai mulți actori politici? Filat a fost doar unul din ei? Și cum funcționează această legitate a ceea ce se numește activitate economică? Alimentăm și economiei tenebre, toate luate în ansamblu, activitate politică? În mod sigur, singur, fără ca să fie controlat, fără ca să-i se permită domnul Șor asemenea schemă, nu o putea pune în aplicare. Să fim foarte exact, pentru că aici sunt instituțiile statului care au fost implicate în acest lucru și în delapidarea cea mare care a avut loc, instituții care trebuiau să controleze, trebuiau să oprească, care au văzut exact ce se întâmplă, cât și instituții care apoi nu au luat nicio măsură. Chiar și acum, iată, vedem că există aceste legături. Deci, având în vedere că în Republica Moldova există clar un singur partid de guvernare care face, deci este clar că îi se permite. Deci, acestui politician sau quasi-politician care este primar de Orhei acum, îi se permite să facă toate aceste lucruri. Și dacă îi se permite, înseamnă că există un oarecare interes. Trebuie să vedem, nu trebuie mult să căutăm al cui interes și este și de ce procuratura nu-și face treaba sau judecătoriile de asemenea. Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi.